Salutare copii! Astăzi vom lectura cartea care se numește Despre George, pe care îl dureau dinții, de Hanna Künzel. A fost odată un băiețel pe care îl chema George. Pentru că toată ziua poftea să mănânce numai dulciuri și zaharicale, toată lumea îi zicea Gheorg Pufticiosul. Dacă cineva îi dădea vreun ban, el își cumpăra dulciuri. Dimineața, la micul dejun, îi plăcea cel mai mult să roadă figurine din turte dulce, iar la prânz mânca paste întulcite. Dacă la cine se dădeau cumva câteva felii de pâine cu unt și un măr, Cerc pofticiosul începea să țipe. Eu nu mănânc asta, vreau ciocolată, vreau bomboane, vreau acadele. Cu Giorg lucrurile nu stăteau prea bine. Cel mai rău era însă faptul că doar a rare ori se ducea să se spele pe dinți. Nici gând să se spele după fiecare masă nu se spăla nici măcar înainte de culcare, cel mult dimineața când îi ducea aminte mama lui. Seara, periuța lui de dinți rămânea cel mai adesea uscată și tristă în frumosul ei pahar roșu, în timp ce Georg o tulea în pat nepăsător și cu dinții nespălați. Într-o seară, înainte de culcare, Giorg mai ceva dulce și iar nu se spălă pe dinți. Tocmai se culcase bine în pat, când deodată de pe fereastră sări înăuntru un omuleț mic și ciudat. Se îndreptă ca fulgerul spre Giorg. Dintr-un salt, se cocoță pe plapumă și însă începu să țopăie de zor. Georg se sperie tare. Omulețul învârtea amenințător în mână un ciocănel minuscul. Și în tot acest timp cânta cu un glas ascuțit, Hibi Baba. Ce bucurie pe mine, Când văd periuța Cum fără clintire, Stăbăt de uscată. Cum nu se cuvine, Hibibaba, Ce bucurie pe mine. Și omulețul Rise, Apoi răutăcios, Curând o să am O vizuină călduță, Unde am să bat cu ciocănelul Cum îmi place, Hibibaba, Giorg își lua atunci inima în dinți și îi spuse omulețului, Ce-ți pasă ție de periuța mea de dinți? Cine ești tu? O să facem cunoștință cât de curând, îi răspunse omulețul. Mănâncă doar mai departe cât mai multe dulciuri. Nu te spăla pe dinți și nu te atinge de periuță tot atât de brusc pe cât apăruse, omulețul se făcu nevăzut. Unde? Unde? George Pofticiosul n-avea nicio idee. El trebuise să-și mijească ochii foarte tare ca să-l poată vedea bine pe minuscul omuleț. Și a dormit pe dată. Când se trezi dimineața, avea o falcă umflată rău și niște dureri de dinți îngrozitoare. Oi, 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 plângea Giorg. Ce tare mă doare dintele! Mama lui îl privi cu atenție și spuse. Asta se întâmplă atunci când mănânci multe dulciuri. Și nu te speli pe dinți de câte ori e nevoie. Resturi mărunte de prăjituri, bomboane sau ciocolată rămân agățate printre dinți. Și atunci apare omulețul care aduce dureri de dinți. Cu ciocănelul lui lovește într-una în dinte până când reu reușește să-l găurească. Dacă nu mergi la timp la dentist, te trezești câte dor dinții. Omulețul care aduce dureri de dinți se cuibărește din ce în ce mai adânc între dintele găurit, care se îmbolnăvește din cauza aceasta. Omulețul se simte în largul lui doar atunci când gaura din dinte este așa de mare, încât se poate ascunde în ea cu totul. Când georg pofticiosul auzi lucrurile astea, începu să se tânguiască. — Omulețul care aduce dureri de dinți a țopăit aseară pe patul meu. L-am văzut, l-am văzut! Mama lui îl liniști zicându-i. Hai să mergem imediat la dentist. El o să-l alunge pe omulețul care aduce dureri de dinți și o să acopere gaura din dinte. Atunci o să-ți treacă și durerile. Și atunci omulețul care aduce dureri de dinți nu o să mai poată face nimic? Întreabă George. Dacă pe viitor nu o să mai mănânci atâtea dulciuri, și o să te speli bine pe dinți, precis că nu să se mai întoarcă niciodată. Omulețul care aduce dureri de dinți nu vine decât la copiii care nu-și folosesc periuța de dinți. El nu poate să sufere dinții curați. Nu după mult timp, George și mămica lui se aflau în sala de așteptare a dentistului. Împreună cu ei, mai așteptau și alți copii și oameni mari, până când erau strigați în cabinetul medicului de o asistentă prietenoasă. Când asistenta a strigat, pofticiosule, poftim înăuntru! Georg tare s-a mai rușinat de acest nume. În cabinet, George, nu știa de ce să să se minuneze mai întâi. O lampă mare strălucea puternic. În fața ei se afla fotoliul dentar pentru pacienți. Dentistul mai avea o seringă cu jet de apă și alta cu jet de aer. Doctorul îi îngădui lui George să încerce pe loc cum funcționează amândouă. După aceea, pofticiosul a avut voie să se așeze pe fotoliul dentar, mobil și medicul îl lăsă să-l ridice, să-l coboare când mai sus, când mai jos. Asta îi se păru chiar nostim. Georg aproape că uitase de durerea de dinți, își deschise larg gura pentru ca medicul să-l poată căuta înăuntru pe omulețul cel rău. Cu o oglindă rotundă în care lucrurile mici se văd mari, medicul se uită la fiecare dinte pe toate părțile. Căută în fiecare colț, nu durează mult. Că îl și găsi pe omulețul care aduce dureri de dinți, Rău făcătorului nu mai fu de folos nicio ascunzătoare. Cu o freză, dentistul scoase afară toate resturile de mâncare și toată murdăria din dintele bolnav, până când omulețul care aduce dureri de dinți nu mai știa încotro să o apuce. Când mai țâșni și apa din seringă drept în gaura în care se instalase, fu gata, gata să se înnece. Dentistul Dădu drumul la jetul de aer din cealaltă seringă ca să usuce gaura mare din dintele lui George. Și atunci omulețul care aduce dureri de dinți fu pur și simplu suflat afară de acolo. George nu-l mai văzut niciodată și nici dinții nu-l mai durură. Dintele stricat a fost reparat de medicul dentist. George a putut curând să muște din nou bine cu el. De atunci, dulciuri mai mănâncă doar când îi dă voie mama lui. Și imediat se spală pe dinți. De fapt, George se spală acum bine de tot pe dinți după fiecare masă și de două ori pe an se duce la dentist la control. Să vadă dacă totul este în ordine. Georg merge deja la școală, de un an. Nimeni nu-i mai zice pofticiosul. Banii pe care, îl, pe care îi primește, uneori în dar, îi pune în pușculița lui, în formă de purcel. Purcelul are ochii veseli și se face din ce în ce mai greu. Când burta lui mare va fi plină, tatăl lui George îi va mai da niște bani în plus, și atunci George va putea să-și cumpere trenulețul electric la care visează de atâta amar de vreme. V-a plăcut povestirea despre George?